A câștigat mai întâi la puncte și apoi în rejucare. Probabil că o să lupte și cu fratele lui și atunci se schimbă situația. E, asta cred că vor și cei care organizează Gala Fight Code, să vadă o luptă cu Giorgio Petrosian, incontestabil cel mai bun al acestei categorii. Eu oricum mă bucur pentru că sportivii români participă în aceste gale. S-au deschis foarte multe săli în acest moment și în România, care se predă această formă de luptă. Într-un cuvânt, K1, K vine de la mai multe forme de luptă. Este un regulament, de fapt. Nu este un, este un sistem de luptă K1 și luptătorii vin din toate sporturile cu K, să spunem. Din kickboxing, din karate kyokushin și alte derivate din sporturile stand-up în picioare. Da, sunt cuvinte care vin până la urmă de la președintele departamentului Old Style France. Poate ne explici tu mai multe. Da, sunt președintele departamentului în cadrul Federației Române de Arte Marțiale de Contact, care se ocupă de kickboxing, se ocupă de Muay Thai și de sporturile de contact. Cum spuneam și mai devreme, kickboxing-ul la noi în țară la nivel de amatori și la Muay Thai la fel la nivel de amatori. Despre palmaresul lui Cristian Milea, trebuie spus, 59 de lupte la profesioniști, 52 de victorii, numai 7 meciuri pierdute, are 24 de ani, 1,78 m, în fața are un adversar. În câteva momente va începe meciul. Un adversar tânăr și el la 24 de ani, acest Iuri Bezmernei. Să vedem acest spectacol, să vedem ce se va întâmpla. Bezmernei poartă mănuși roșii. Cristian, the fastest, Milea, the fastest vine de la faptul că e viteză. Foarte rapid, are viteză într-adevăr. Și iată că a început prima rundă, stimați telespectatori. Iată lovituri de tatonare în acest moment. Bezmernei provine din Muay Thai, ține centrul ringului, un tip care exact, lovește iată economic. Că începe să lovească bine, low kick cu piciorul din spate. Se poziționează bine, punctează și iată, lovește din nou cu piciorul din spate. Să nu uităm că acel, iată, schimb de lovituri acolo, stângă-dreaptă, croșetul stângă ratat de lovitura aceasta de picior joasă produce traume, indiferent dacă primești, nu-ți dai seama și după 3-5-7 lovituri nu mai poți călca în picior. El lua bine distanța, Milea cu acel high kick. Ocupă centru. Da, pe Smerne. Iată un croșet dreapta care l-a șters pe Milea. Milea ar trebui să schimbe puțin ceva din tactica lui și să fie mai activ dacă vrea să câștige acest meci. Foarte bine, lovituri pe contre. Exact. Bielorusul deja nu și-a dat drumul încă la tehnică. Un tip extrem iată de calm. Iată că insistă cu loviturile de low kick. Merge pe stilul clasic, braț-picior. Școala ex-sovietică. Exact. Lovituri foarte tare de picior pe acolo cu lovitură de picior. Mă gândeam de câte ori îl vedeam pe Bezmernei că vedeam ceva din Ignașenko, din Scorpionul Roșu. Ignașov. Exact, Amau provin din școala aia care e foarte bună. Au un box foarte bun, au lovituri de picior foarte bune. Să le spunem telespectatorilor că ei merg foarte mult în merg în Thailanda și se antrenează pentru Muay Thai, merg în Olanda pentru a face mai mult ca unul. Deci, iată stânga dreaptă și la podea. Lovitura a prins în barba acolo, exact, stânga dreaptă, clasic. Dar a rămas cu partea stângă descoperită, a plecat un croșet de dreapta. Am spus că trebuie să miște mai mult și trebuie să schimbe puțin. Foarte repede s-a întâmplat, iată, în prima repriză. Foarte bine a lovit aici, croșet de stângă. Bielorusul începe și vine, începe să atace, începe să-l vâneze pe Milea. Milea trebuie să lovească, să se concentreze. Și iată că lovește din întoarcere, dar rusul... Un ciocan, cum mi se spune. Un ciocan, un rachien din întoarcere, încearcă o lovitură asupra coapsei. O lovitură de genunchi, dezechilibrat acolo. Mi s-a părut foarte afectat de tăria loviturii, l-a prins și un pic dezechilibrat pe Milea, însă a ajuns la podea și asta contează. L-a prins dezechilibrat, dar a lovit la punct fix. Și foarte era descoperit în acel moment, exact. Lovește și Milea. Între cei doi, mai sunt 25 de secunde până la sfârșitul acestei reprize. Și iată, variază, corp, cap, bielorusul. E rapid românul, dar lovește foarte repede cu piciorul și Iuri Bezmernei și lovește tare. Iată un croșet de stânga pe întâmpinare acolo, frumos și relaxat. Și ripostează din nou croșetul de stânga și s-a terminat repriza. O sigur, repriză clară din punctul meu de vedere. Repriză câștigată de Iuri Bezmernei, dar bună replica după numărătoare.
a lui Milea, care s-a dus peste adversar, a încercat să facă. El asta ar fi trebuit să facă din prima, trebuie să-i rupă distanța bielorusului, pentru că altfel nu are nicio șansă. Dar trebuie să vină aproape de el să lucreze cu brațele. Ia să vedem la ce se întâmplă. Schimb de lovituri între cei doi. Acolo a lovit bine pe Ficat cu piciorul. Priză și lovitură. Combinații de braț-picior. Stânga-dreaptă, clar. Și dreapta. De dreapta peste stânga, acolo, frumos. Această lovitură din întoarcere l-a prins. Să-l afecteze lovitură. L-a prins-o pe Smernei. Da. Iată un corșiu aici pe întâmpinare. O repriză destul de interesantă până în acest moment. Un avantaj clar de partea bielorusului. Da, repriză câștigată la două puncte distanță. 10-8. 10-8, fără discuție. Și iată că a început repriza. Sperăm să se concentreze Emilia și să dea drumul la lovituri, pentru că altfel nu va avea nicio șansă. A început tare pe Smerdi cu lovituri de brațe la corp. Reamintim Milea cu mănuși albastre. Pe Smerdi din Belarus cu aceste mănuși roșii. Câștigătorul galei Fight Code din 2011, un cec de 80.000 de dolari. L-am vins pe Sud Sacorn, un alt nume extrem, extrem de cunoscut în finală. Iată, în clinci acolo e mai puternic. Bielorusul, dar n-are voie să facă această proiectare. Un low kick pe care l-a pus Besmerne, încearcă să lovească sus cu piciorul și Milea. Piciorul la cap. Crușeu de treata și pasă în spate. Schimbă garda Milea. Ia. A trebuit să protejeze tot timpul. Până nu intervine arbitrul, nu trebuie să cobor brațele. Pare că a fost o lovitură joasă acolo. Dar și loviturile pe coapsă l-au afectat destul de rău, după cum vă spuneam. Serii frumoase care se încheie cu low kick întotdeauna de exact, la Pesmernei. Exact, se numește un stil clasic măcinat. Câte una, câte una și la sfârșitul repriței se adună deja. Face pasul înapoi Milea, trebuie să ar după trebui să atace Milea, ar trebui să intre înainte, da. Pare destul de afectat și de acele lovește foarte izolat, lovește foarte izolat, ar trebui să lovească serii și să miște mai mult. A încercat un 1-2 și apoi să lovească cu piciorul, iată ce tare lovește pe Smernei pe coapsă. Așa l-a măcinat și pe Armen Petrosian și apoi au venit loviturile de brațe. A fost un uppercut de dreapta din partea lui Besmerni, care l-a făcut knockout pe Armen Petrosian. Mirea pare destul de afectat. Da, iată că lasă brațele puțin cam jos. Acuză loviturile de picior. Da, nu ridică piciorul pe lovitura circulară a adversarului. Și evident, astfel de execuții sunt punctate de arbitri, dar ce e mai dureros e că ești afectat. A pus piciorul drept în față, a schimbat garda, tocmai pentru că a încasat prea multe lovituri pe coapsa stângă. Aplauze pentru acest schimb de lovituri. O tehnică nepermisă, dar care nu e de punctat. Arbitrul atrage atenția. Asta, această tehnică e folosită mai mult în Muay Thai, în boxul tailandez. Lovitură din întoarcere. Încearcă Milea, dar fără... Ce frumos, cât de calm a făcut Besmerni pasul. Iată, o lovitură de picior la cap și de numerat. Ce înseamnă să ai ochi, ce înseamnă să ai răbdare. Eu zic că ar trebui oprit și de antrenor în acest moment, după această lovitură. Un high kick care l-a prins total nepregătit și apoi loviturile de braț. Și mai venit și două lovituri de braț după. Sigur, el era deja jumătate rupt de realitate după acea. Și iată că continuă. Foarte curajos Milea, l-am văzut luptând. Și iată că se termină repriza și reușește să stea în picioare, deși părerea mea că trebuia oprit. Teribilă această lovitură de picior a lui Besmerni, au venit apoi nu se vedea nimic, după ce a insistat foarte mult cu loviturile joase de picior, a ridicat nivelul, a schimbat nivelul. Cam așa a decurs în această primă parte repriza, cu lovituri pe coapsă puse de Besmerni, lovituri care staie deplasarea în ring și apoi a urcat treptele, cum se spune, a lovit la cap cu piciorul. N-am prins aici high kick-ul. Iată că i-a mai dat și încă o lovitură directă după... Dar nici arbitrul n-a intervenit suficient de prompt. Da. Era clar că Milea era acolo deja deconectat, rupt de realitate.
Prieteni, nu este nicio rușine să te învingă acest Yuri Bezmerny, o spun încă din start, nu... Ar fi o performanță să termine meciul în picioare. Să termine meciul în picioare, exact, pentru că Bezmerny, spuneam, are deja victime de lux, să-l învingi pe Sutsakorn, care are peste 250 de lupte. Și iată ce lovituri acolo, și Mila e ca un sac. Arbitrul intervine, îi atrage atenția lui Bezmerny să nu lovească după intervenția sa. Cristian Mila are doar 7 înfrângeri în carieră, însă se profilează o 8-a. Schimb de lovituri și iată, se întoarce. Da. Cedează lupta deja. Da, cred că nu a abandonat el, ce să mai... Da. Cred că ar fi trebuit să vină Prosopul mai devreme, da. Nu să exact ceară ce el. Exact ce am spus, pentru că a fost o victimă. Oricum e de apreciat pentru curajul său de a urca în ring, de a urca în ring cu acest sportiv. Iată, antrenorul îl felicită. Antrenorul lui Cristian Mila, Florin Mână, trebuie spus și acest lucru. El se află în colțul românului nostru. Yuri Bezmerny... Mai are de muncit. Mila are calități, fizice, calități motrice, dar mai are mult de muncit. Ca să ajungi la acest nivel trebuie să ai 2-3 antrenamente pe zi. Trebuie să te hrănești, trebuie să te vitaminizezi și așa mai departe. Ce directă de dreapta i-a pus aici? Eu am știut de la început deznodământul acestei partide, dar am sperat că nu va fi exact așa cum am simțit eu. Da, mărturisesc că bine eram de aceeași românul părere. Bine că românul nostru este sănătos și poate să plece pe picioare din ring. O primă repriză în care deja s-a văzut diferența încă din prima repriză. Ce înseamnă sportul profesionist și acele multe meciuri care le are acest Bezmerny, care vine de la Chinook Gym din Minsk, acolo unde se antrenează și campionul Akramenko. Și iată că îi se pune o centură de campion. Da, e mai degrabă o centură a sponsorului, însă trebuie spus că Bezmerny are în palmares această centură. Și ne uităm la fața lui și nu spune nimic, nu? Cum spuneam și mai devreme. Da, sigur, dacă te întâlnești cu el pe stradă, nu te gândești că este atât de periculos. Lovituri extrem de tari, a început să-l macine cu acele lovituri pe coapsă. După care a schimbat nivel. Exact, a urcat un pic, a lovit și cu brațele foarte bine. Tocmai de aceea spuneam despre Bezmerny. Trebuie să fim mai atenți când alegem aceste meciuri și ar trebui și antrenorii să fie mai atenți, pentru că atunci când e diferența foarte mare, nu face bine sportivilor să riscăm cu ei în aceste meciuri. Spune-mi, cum îl vezi pe Giorgio Petrosian în fața unui astfel de luptător cum este Yuri Bezmerny? Nu știu, v-am minte cu siguranță, pentru că Petrosian este un luptător inteligent și va ști întotdeauna să-i stopeze aceste lovituri și să preia el, să conducă lupta. Sunt sigur că nu o să aibă nicio problemă, dar oricum va fi un meci destul de disputat. Să vedem dacă se va ajunge acolo. Mai întâi trebuie spus că marele main eventul acestei gale este Artur Kishenko, Giorgio Petrosian. Kishenko, la rândul său, un nume uriaș, nume mare în această categorie, minus 72,5 kg. Însă până acolo avem prima luptă.